Adresa este semnată de liderii Federației Univers și cei Federației Naționale Mine Energie. Aceștia anunță compania că există riscul ca în perioada următoare să se dezvolte un nou conflict de muncă din cauza nemulțumirilor din rândul salariaților. Având în vedere promisiunile comune administrație-sindicate privind recunoașterea, ierarhizarea și salarizarea corespunzătoare pe funcții și meseria angajaților, efortul susținut al salariaților completat de preluarea unor sarcini în plus din cauza numărului redus de personal pe anumite categorii de funcții și meserii, reprezentanții organizațiilor noastre vă înștiințează că există riscul izbucnirii unor conflicte spontane din cauza tensiunilor din rândul salariaților, conflicte care pot degenera până la întreruperea activității, evenimente nedorite ce pot avea repercursiuni care vor duce la un colaps în sistemul energetic național, se arată în adresă. Sindicatele cer majorarea salariilor cu 45%, dar și acordarea de vouchere de vacanță pentru anul 2019.